Cum scăpăm de galbenul din părul decolorat? Testăm două produse astăzi. Șamponul Silver Reflex de la Kalos, cel mai bun. Cel mai bun, știți voi, dar își face treaba. Ăsta e produsul ieftin dacă nu v-ați prins. Și aditivul pentru pudra decolorantă de la Schwarzkopf cu lift. Asta e undeva la 60 de lei, un tub. Haideți să vedem dacă își face treaba. Și dacă influențează cumva șamponul pudra decolorantă. Am pus aici pudră decolorantă tot de la Schwarzkopf Vario Blond Plus împreună cu oxidantul de 9%. Dacă vă plac experimentele de pe acest canal, like, share, subscribe. Și lăsați în rubrica de comentarii ce teste vreți să mai fac. Cine nu dă like la clip, să se uite cu ochii închiși. Vedem dacă reușește tot clipul. Împărțim decolorantul în două. Așa arată aditivul. E violet. La fel arată și șamponul de la Kalos. De asta le și compar. Doar că nu sunt aceeași treabă. Hop. Am pus cam atâta. În vazonul numărul 2, șamponul minune, pe care îl știe toată România. Am pregătit două meșe, care au mai fost decolorate odată. Pe meșa unde am pus banda izoler, voi pune crema decolorantă cu aditivul în ea. Meja fără bandă izoler va fi vopsită cu șamponul de la Kalos. Prima decolorare n-a fost făcută perfect, n-a ajuns decolorantul peste tot. Trebuie să ținem cont și de asta. Oh, s-a făcut roz decolorantul. Astea sunt culorile, lăsăm 40 de minute sau vă anunț după aia cât am lăsat și vedem ce se întâmplă. Like, share, subscribe! Pa! Au trecut 43 de minute, haideți să vedem ce s-a întâmplat. Așa arată după 43 de minute.
Spăl un suc și vedem ce a ieșit. Deci, meșa cu banda izoler este cea pe care am decolorat-o cu aditiv. Cea fără e cu șamponul Silver Reflex. Hai să uscăm. Da, aditivul chiar își face treaba. Se vede diferența, imediat va rămâne de aproape. Sper că se observă pe cameră. Da, deci ăsta de aici care e cu bandă izoler. Are mai puține tonuri de galben. Da, se vede. Față de cel din... față de meșa asta care a fost făcută cu șampon violet de la Kalos. Da. Și dacă puneam un pic mai mult, cred că neutralizam mai bine nuanțele de galben. Ce să pun? Ia să pun așa pe negru. Da, se observă. Da, înseamnă că aditivul de la Schwarzkopf își face treaba foarte bine. Mai am o curiozitate. Haideți să vedem ce se întâmplă dacă punem șampon violet direct peste meșa asta. S-a făcut instant violet. Ia să o spăl.
Violet a ieșit. Ce silver reflex. Purple reflex trebuia să-i spună. Da, acum ia să pun și aditiv peste asta. Să vedem ce se întâmplă. Hai să iau alt... Așa... Și peste asta, aditivul. Fără oxidant, e test. Nu e nicio demonstrație. L-a spălat. Abia asta e silver reflex. Da, pe video nu se vede foarte bine. Asta vă spun eu, asta de aici care a fost făcut cu șampon silver de la Kalos, e violet, nu eu văd că pe video se vede gri, e violet în realitate. Să pun așa pe negru, se vede mai bine, nu, e lumina și influențează, e violet ăsta, credeți-mă, uite, se vede aici un pic. În schimb ăsta, da, îmi place. Aproape de alb. Doar pe vârfuri am dat cu aditiv, de asta aici se vede mai galben. Da. Îmi place aditivul de la Schwarzkopf. Spuneți-mi în comentarii dacă l-ați folosit, dacă vă place sau dacă vă place ce a ieșit. Pe data viitoare. Like, share, abonare. Pa, pa!